21 inch. Avem aici setul nou de jante de la Z pe 21. Nu o să mă alungesc mult, direct o să vi-l arăt. Finish-ul este gloss black, mașina este neagră, așa că nu se dau greși cu jantele gloss black. Negru până la urmă merge la orice culoare și la negru. Vreau să lăsați în comentarii ce părere aveți, adică amândoi sunt de rasă, sunt bișoni. Jantele mele stock erau pe 20, așa că atunci când am comandat setul ăsta de jante pe 21, a trebuit să schimb și cauciucurile. Adică am luat un set de la Michelin tot pe 21. Pilot Sport 4 e salea, sunt, cred. Încărcăm în dubă, mergem să luăm și cauciucurile. Nu o să mergem să le punem acum pe Audi, pentru că Audi este la București, o să vă explic mai încolo de ce. Haideți să punem cauciucurile pe jantă. Asta e noua telecomandă la garaj. Să auzim și un cost start de GL43. Am încărcat jantele în dubă, deja sunt la service. Acum o să ajungem și noi acolo să vedem care e treaba, ce se întâmplă. Să vă explic puțin ce se întâmplă. Deci, Audi este la București pentru o resoftare. La cutie o să-i fac un stage 2, pentru că vreau să ducă peste 800 Nm. Și la motor, momentan vreau să-i pun un stage 1. Eu, astăzi este miercuri, joi plec la mare și vreau să o am deja făcută, să se așeze softul, să fie tot în regulă. Adică, stage 1 înseamnă undeva la 550 de cai, să zic, cu tot cu ce am eu, downpipes și tot. De asta mașina este la București și eu trebuie să mă mișc cu asta, să duc roțile să le montez. Acum e 2, cred că pe la 5 o să ajungă mașina înapoi în oraș. Vreau să o surprind puțin pe prietena mea, pentru că ea nu știe că îi fac stage la mașină. Știe că o duc la o reglare pentru softul de Pops and Bangs și chiar sunt curios să o filmez să văd dacă își dă seama de vreo diferență. Probabil o să-și dea seama. Am ajuns acasă, așteptăm să ajungă Audi de la soft. Între timp vreau să spun ceva legat de suspensie. Am schimbat suspensia, am pus Serai după cum s-a văzut la începutul clipului. Am lăsat un mic spoiler la început și pe Instagram, dar o să fac un video separat despre treaba asta. Vreau să vă mai spun că pe Instagram puteți să-mi urmăriți cea mai recentă activitatea mea. Adică tot ce fac, prima oară pun pe Instagram, apoi cam iese și vlogul. Așa că am lăsat aici un mic spoiler cu Eridu și vlogul o să apară săptămâna viitoare probabil. Dacă vreți să aflați modificări viitoare, prima oară eu postez pe Insta și ați putea să-mi dați direct follow. După ce pun pe Insta, de obicei la câteva zile apare și vlogul. Vine câteva probleme. Aici avem nevoie de niște distanțiere pentru că spița din spate a jantei atinge de detrier și nu putem merge așa cu ea. Pe spate e tot ok. Da. Din păcate am probleme cu mașina. Jantele nu se potrivesc din cauza etrierului, v-am explicat mai devreme. Și nu pot să continui treaba asta pentru că o să plec la mare. Am montat jantele stoc înapoi până când mă întorc de la mare. Între timp primesc un alt set de jante pe care o să-l montez după și o să fie tot ok. Acum vreau să vă las cu reacția prietenei mele, pentru că am făcut softul la mașină și o schimbare majoră. Ea nu știe nimic și vreau să văd dacă o surprinde. Pa, pa! Filmez tu că vreau să iau așa câteva cadre. Ce filmezi? Pe tine sau...? Nu, filmezi oarecum în față. Okay. Filmezi bordul. Da, poți să filmezi și bordul. Pe bordul filmez. Nu mai
Ai de la stage 1? Da. Stage 2 în cutie, stage 1 treaba asta. Mă jur. Tu nu vezi cum tragem? Ți se pare chiar o diferență majoră?